Patru turiști au rămas blocați pe munte după ce au ignorat avertizările meteo. Doi bărbați și două femei au fost surprinși de o viitură în apropiere de Bușteni în timp ce încercau să coboare spre stațiune. Paul Petroșel vine cu amănunte. Paul, au scăpat cu bine? Da, din fericire, toți turiștii sunt teferi, s-au ales însă cu o sperietură zdravână. Ieri, în timp ce încercau să coboare de pe Valea Morarului spre stațiunea Bușteni, au fost surprinși de o ploaie torențială urmată de o viitură puternică. Au scăpat abia după ce s-au cățărat pe o stâncă, unde au rămas toată noaptea. Spre norocul lor, erau bine echipați și buni cunoscători ai muntelor, al muntelui. Echipele de salvamontiști au reușit să recupereze abia în această dimineață. Aviz amatorilor de drumeții în această perioadă, nu este bine să încercați trasee noi, mai ales că vremea este instabilă, Anca. Îți mulțumim.